Au aflat de la ANAF că au fost înșelați. Peste 8500 de români au descoperit că unele organizații s-au folosit de datele lor pentru a primi bani din direcționarea a 2% din impozitul pe venit. Totul a ieșit la iveală după ce fiscul a început să trimită notificări celor care apăreau în evidențele de donații. Este și cazul unui bărbat din Galați, căruia ANAF i-a cerut să confirme că a donat 2% din impozitul pe venit către o organizație non-profit din Brăila, despre care acesta însă nu auzise niciodată. Omul a solicitat o copie de pe respectiva declarație și a constatat că semnătura era una falsă. Odată înștiințat, fiscul nu a virat banii, iar bărbatul a încercat fără succes să afle cum s-a ajuns în această situație. Cazuri similare au fost descoperite în toată țara în ultimele luni. Acolo unde nu au fost confirmate cererile de direcționare a 2% din impozitul pe venit, banii au rămas blocați până când situațiile au fost clarificate. Cei înștiințați de fisc au la dispoziție 30 de zile să anunțe dacă nu au făcut donația respectivă, caz în care banii rămân blocați la stat. Cei care direcționează banii pot verifica unde ajung aceștia printr-o cerere depusă la fisc.